Momente de panică pentru cetățenii orașului Hoffingen din Elveția. Un bărbat înarmat cu un cuțit a rănit mai mulți trecători aleși la întâmplare, după care a fugit și s-a baricadat în casă. Inițial, bărbatul a atacat o persoană în gara orașului, după care a continuat cu alți trecători. Individul a fost arestat și rănit la rândul său de poliție. Identitatea și motivul pentru care a comis aceste gest, dar și numărul persoanelor care au fost rănite, nu au fost încă dezburite de anchetat.